Salut și, bine te-a pregăsit la o nouă activitate dedicată elevilor din școlile și secțiile cu predare în limba maghiară. Astăzi vom discuta despre denumirea obiectelor, a ființelor și a fenomenelor naturii, despre substantiv. Îți propun să începem cu un exercițiu simplu. Privește în jurul tău. Ce vezi? Enumeră obiectele pe care le poți vedea în jurul tău. În funcție de locul în care te afli, poți vedea case, mașini, oameni, copii, copaci, Acele cuvinte care denumesc obiecte, ființe, fenomene ale naturii, stări sufletești sau noțiuni, se numesc substantive. Exercițiul următor îți propune să grupezi substantivele din imagine în funcție de categoriile numite anterior. Adică, pe câteva coloane, poți aduna substantive care denumesc ființe lucruri, fenomene ale naturii, stări sufletești sau noțiuni. Iați timpul necesar rezolvării acestui exercițiu. Ființe sunt mamă, medic, profesor, Ana, pasăre. Lucruri sunt păpușă, lampă, laptop, carte, mașină, minge. Fenomenele naturii sunt ploaie, soare, fulgeri, furtună, iar stări sufletești sunt fericire, tristețe, uimire. La noțiuni am încadrat substantivul alfabet, litere, matematică și substantivul vocabular. Substantivele pot fi, așa cum probabil deja știți, substantive proprii și substantive comune. Substantivele proprii denumesc anumite obiecte dintr-o clasă de obiecte spre ale deosebi de alte substantive. Substantivele proprii se scriu întotdeauna cu literă mare, adică cu majusculă. Substantivele comune denumesc obiecte dintr-o clasă de obiecte de același fel. Ele se scriu cu literă mică. Substantivele comune pot deveni substantive proprii, și substantivele proprii pot deveni substantive comune. Substantivele proprii pot trece la clasa substantivelor comune atunci când desemnează referenți care nu mai sunt unici, preluând caracteristicile gramaticale ale substantivelor comune. În aceste situații, substantivele pot fi articulate cu articol hotărât și nehotărât. Să vedem împreună un exemplu. Grigorescul este cel mai frumos din muzeu, adică tabloul lui Grigorescu Citește cu atenție textul următor Indica apoi substantivele comune și substantivele proprii din textul dat Substantivele proprii sunt Rusalii, Endre, Parcul Central și Ana Substantivele comune sunt străzile, mâinile, buzunar, aleie, manualul și școală. E bine să ții minte că uneori poți întâlni substantivele soarele, luna, pământul, scrise cu majusculă. Ele se scriu cu majusculă atunci când reprezintă numele corpurilor cerești. Să vedem câteva exemple. Soarele este seaua steaua din centrul sistemului solar. Nava spațială a ajuns pe Lună. A treia planetă de la Soare este Pământul. Cu siguranță, substantivul este una dintre lecțiile simple. Felicitări! Ai ajuns la final. Substantivul nu mai este pentru tine o necunoscută.